Un bărbat de 54 de ani a fost săltat de polițiști după ce a îmbătat o fată de 16 ani de la un liceu din Timișoara, iar apoi a întreținut relații sexuale cu ea pe care le-a filmat. După ce s-a consumat partida de amor, acesta a șantajat-o pentru a continua relația, iar când fata a refuzat să se mai vadă cu el, bărbatul a distribuit imagini cu ea colegilor și familiei. Bărbatul este acuzat acum de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată. În luna iulie 2023, un bărbat de 54 de ani ar fi abordat în spațiul public o victimă minoră de 16 ani pe care ar fi determinat-o să consume băuturi alcoolice, după care, profitând de starea în care se află, ar fi transportat-o la domiciliul său și ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale pe care le-ar fi înregistrat și stocat în telefonul mobil personal. În perioada următoare ar fi constrâns victima să dea curs cererilor sale repetate de a întreține în continuare raporturi și relații sexuale, amenințând-o că în caz contrar va distribui materialul pornografic către membrii familiei și colegii minorei. De asemenea, ar fi continuat să filmeze cu telefonul mobil relațiile intime și ar fi supravegheat-o zilnic pe minoră din proximitatea unității școlare, menținând-o astfel într-o permanentă stare de temere. Bărbatul a fost depistat și imobilizat în imediată apropiere a unității de învățământ, unde este școlarizată victima minoră. A fost pus în aplicare un mandat de percheziție la domiciliul acestuia, fiind descoperite și ridicate mai multe telefoane mobile, un laptop, precum și alte mijloace de probă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.